Lumea întreagă e o scenă și toți oamenii sunt actori. Răsar și pierd cu rândul fiecare. Mai multe roluri joacă om în viață, iar actele sunt cele 7 vârste. Întâi e prunc. În brațele dădacei scâncește, țipă și nu-și află locul. Școlar apoi, cu un ghiozdan în mână și fața fragedă ca zorii zilei, târându-se spre școală încet ca melcul. Pe urmă întrăgostit, suflând încins ca un cuptor, cântă cu glasul stins sprâncenele îmbinate ale iubitei. Soldat pe urmă, suduind amarnic, bărbos și mustăcios ca leopardul, gata să se încaiere oricând, dând buzna până în gurile de tun, să înhațe bășicuța de săpun a gloriei. Judecător apoi, cu pânte grotofei, mai mare dragul, plin de claponi, cu barba rotunjită, cu vorba înțeleaptă și ochii încruntați, așa își joacă rolul. Ciorap de lână poartă în vârsta 6-a, papuci și ochelari pe nas, nădragi în care descărnatele ei picioare plutesc ca nori. Bărbătescu-i glas pițigăiatie, iar ca de copil. În scena cea din urmă, care încheie peripețiile acestui basm, e prunc din nou. Nimic nu ține minte, dinți n-are, n-are ochi, nici gust, nimic.